Cezar Ivănescu a provenit dintr-o familie de intelectuali moldavi. S-a născut la Bârlad la 6 august 1941. Albanez după mama sa, Xantipa Naum, cunoscătoare nativă a limbii albaneze, familia Naum fiind originară din Corcea. Cezar Ivănescu a declarat în repetate rânduri că are origini albaneze, afirmând și că de la albanezi am luat curajul și de la români puterea de a îndura. A absolvit Facultatea de Filologie din Iași, redactor la revista Luceafărul. Îndrumă în anii 80 cenaclul poetic care îi purta numele Cezar Ivănescu și-a făcut debutul poetic în revista Flacăra Iașului în iunie 1959. A debutat în teatru în anul 1969 cu piesa Mică dramă. În anul 1968 îi apare volumul de debut Rod. Volumul este încununat cu marele premiu al Festivalului Național de Poezie Mihai Eminescu, Iași, 1968, ediția 1. Din 1968 este profesor de limba și literatura română în Ardeal și Moldova, apoi redactor la Almanahul Literar al Uniunii Scriitorilor și la revista Argeș din Pitești. Insolitul personalității sale este izbitor prin aceste manifestări. Cezar Ivănescu reînvia printr-o formulă modernă sincretismul baladesc, medieval, al poeziei și muzicii. I se tipărește la editura Minerva antologia de poezie românească sub titlul Cântecul Amintirii, cuprinzând poeți de la Dosoftei la Dumitru M. Ion. Prefațează romanul Louis Fœsselin, Călătorie la capătul nopții, în traducerea soției sale, Maria Ivănescu, tălmăcire căreia i s-a decernat premiul pentru traducerea al Asociației Scriitorilor din București. Traduce din franceză, împreună cu Maria Ivănescu, lucrarea lui Mircea Eliade, de la Zalmoxis la Gingis Khan. La 14 iunie 1990 este victima mineriadei. În urma agresiunilor extrem de dure, fizice și psihice suferite, își revine greu după o lungă boală. Trebuie să amintim că Cezar Ivănescu a făcut greva foamei în anii 60 ca student în Iași, în semn de protest pentru că a fost exmatriculat din facultate și exclus din cenaclul Facultății de Filologie pentru că a citit câteva poeme cumplite anticomuniste și antisistem. A mai făcut greva foamei în 1983 în redacția revistei Luceafărul, în semn de protest împotriva cenzurii comuniste, care îi pregătea pentru a fi topită cartea de poeme Doina. O altă agresiune îndreptată împotriva poetului a avut loc pe 3 ianuarie 2006. Cezar Ivănescu a fost atacat cu violență chiar în fața casei sale. A scăpat cu viață fugind în Bulevardul Dacia și luând un taxi. Ulterior, a venit și un echipaj al poliției care a constatat urmările agresiunii. Cezar Ivănescu a depus apoi o reclamație la poliție și și-a exprimat dorința ca acest caz să nu fie mediatizat, întrucât nu dorea ca imaginea sa, cu urmele fizice ale acestei grave agresiuni, să devină publică. Cezar Ivănescu a încetat din viață la 24 aprilie 2008 la București. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.